What's up, guys? Eu sunt Champi și astăzi facem un nou vlog pe tema Îmi spui sau bei. Cred că ați văzut la Miru, m-am inspirat de la ea. E faza că noi ne punem 10 întrebări și dacă vrei răspuns la întrebare, dacă nu, iei o gură din ce avem noi. Noi avem vin, deci nu avem altceva. Ce pot să spun decât să trecem la treabă? Sunt alături astăzi de frățiorul meu mai mare, care pot să spun, Chris Morgan. O să vă las Facebook-ul lui și Instagram-ul jos în descriere, să-i dați și voi follow. Hai să facă și el niște follow-uri acolo, așa. Duc lipsă. Ce pot să spun decât să trecem la treabă? V-am spus la începutul videoclipului cam ce o să facem astăzi. O să ne îmbătăm? Vedem acum. Vedem acum. Eu zic să trecem la treabă și să nu mai o ardem așa iurea. Hai să jucăm piatră, hârtie, farfecă pentru început. La trei, da? Da. 1, 2, 3. Care șansa? Tu începi. Ce pierde? Da. Ok, am înțeles. Bun, prima întrebare. Care este mâncarea ta favorită? Nu pot să spun că am o mâncare favorită. Optez mai mult pentru ceva cu mămăligă, efectiv. Pui cu smântână și mămăligă. Sunt malta mea, încă ce să fac? Îmi place mămăliga. Deci dacă mi-aduci... Mămăliga este la putere, doamnelor. Mămăliga este la putere. Dacă mi-aduci ciorbă de legume cu mămăligă, ți-o mănânc toată, cum ar veni, știi? La modul ăla. Ok. Deci ne mai fac mămăligă aici. Da. Ne facem mare. Păi să mă îngrași o puțin că și fără slabă. Așa-i? Da, dar mie dacă vrei, nu-i problema. Ok. Cel mai rușinos lucru din viața ta? Aoleu. Sigur vrei numai unul. Na, acum care le alegi și tu? Cel mai rușinos? Cel mai cel? Da. Cred că chestia cu piscina. A fost la strand. Cineva a uitat să-și uite, adică să-și lege pantalonii. Într-o săritură interesantă, cineva a rămas fără pantaloni. Pam, pam! Și brusc a fost nuditate în strand, ceea ce nu s-a dorit. Mă bucur că n-am fost acolo. Una șarpe, șarpe, apă, șarpe! Ok. O, Doamne! Bun, dormez. Dar la tine, care a fost cel mai rușinos moment? Cel mai rușinos moment a fost din primele zile ale mele de ospătărime. Că i-am pus o limonadă de ananas la pachet în geantă la omul care l-am servit pe terasă. Și de atunci nu mai trebuie să mă duc acolo. Deci, o să găsiți videoclipul, cred că al doilea. Cred că o să-l pun în info ca să vedeți videoclipul cu toată povestea, toate întâmplările mele din domeniul ăsta care l-am avut. Cred că am avut cel mai multe experiențe. Deci, guys, dacă cumva doriți limonadă în ghiozdan, la pachet, fără să mai fie ambalată, optați pentru soraia mea cea mai mică de aici. Da, a fost prima zile de ospătărie. Deci ea vă face o limonadă extraordinară, doar că vă pune la pachet în ghiozdan, fără să mai fie. Aia a fost în primele zile de ospătărie, adică acum am experiență de 3 ani jumate, nu știu cum să zic. Acum nu mai fac chestiile alea. Bun. Inițiala unui crush. Ha? Adică o persoană care te-ai îndrăgostit de ea, care îți place de ea, care... În prezent sau...? În prezent, dacă nu... N-am așa ceva, frate, eu am o inimă de gheață. N-am sentimente, efectiv, nu știu, nu pot să zic așa ceva. Nu, e complicat, adică, mă rog... Suntem bărbați, noi bărbați suntem genul ăla de oameni, mergem pe stradă și observăm lucrurile. Dar oricine observăm are femeile, un crush. De fapt, mai degrabă. Dar oricine are un crush. Bă, aș putea zic că îi port un crush la Jennifer Lopez. Ce? Da, e și asta o chestie acum. Ok, na, tu urmezi, spune. O întrebare de asta care să fie așa subliminală. Primește-mă. Când a fost cel mai inoportun moment în care a trebuit să mergi la toaletă?
și a fost grav de tot, adică eu chiar s-a stricat Feng Shui-ul. Un toast în cinstea surorii mele. Să fie. Vai, ce bună! Aproape că uitasem gustul ăsta. Guys, dacă vreți cumva să beți un vin bun, facem acum reclamă la vin. Este lacrima lui Ovidiu, deci este un vin extraordinar, vi-l recomand cu cel mai mare drag. Sunt consumator de vin, beau zilnic. Deci, dacă vreți... ăsta, vă spun sincer, printre preferatele mele, ăsta și se știe. Roze. Bun. A treia întrebare. Când o să-ți faci o prietenă? Că tot ești pe tușă. Sperăm că după filmarea asta, deci... adică după vlogul ăsta, sper că poate mă mai abordează și pe mine careva. Găsiți în descriere și o să las și în colțul videoclipului Instagram-ul și Facebook-ului. Poate facem roșii. Poate. De o prietenă, săracu. Fie vorba între noi, nu vă mușc. Ce? Haide, spune. Ok. Nu știu. Care a fost cea mai... era în jurătură pe care ai putut să o pui, adică să-i spui unei persoane ceva, dar așa din suflet să vină, efectiv, că îți doreai să-i spui chestia asta. Atunci când strânesc moldoveanca din mine, aoleu, și efectiv cu accentul ăla care îl ai, efectiv îl dau pe toți închis de amăsii și scot și fac și de toate, efectiv de la sfinți până jos. Deci la modul ăla și vezi că tu rui toate jurăturile, adică care există pe pământ. Adică ea începe de sus, de la zeități, de aici așa de undeva și coboară până la sfinți, altari și toate cele așa. Merge, le ia în rând, știi că alfabetul, mergi de la A la Z. De la invers. De la Z, de la Z până la altar. Deci la modul ăla. Ok, deci când este moldoveancă din tine. Și gândește cu accentul ăla de moldoveancă. O să mă auzi tu într-o zi, înervează-mă doar o dată. A patra întrebare. Când ți-e în duș, adică când faci duș, cânti sau dansezi sau nu știu. Bă, sincer, fac beatbox. Pentru că fiind într-o încăpere izolată se aude și un ecou oarecum. Și atunci când faci anumite sunete se aude de mult mai ok. Adică, na, e o chestie de... Învățați, de faceți și voi beatbox în duș. Depinde acum, dacă au cale de aia cu perdea, nu prea se aude. Da, eu am o cabină de duș de aia mai măricică și atunci parcă zici că sunt într-un loc de la izolat fonic, se aude totul altcumva, știi? Dar e, da. E fain, na. A, e. E uneori, nu da. Tot timpul. Da. În tu urmezi. Care este A patra întrebare. A patra întrebare deja? Da. A patra întrebare. Ce obiceiuri proaste ai? Obicei prost. Adică dezgustător sau... Da, poți să mergi și în direcția aia. Mereu când îmi fac nevoile, mă uit în toaletă. Adică când mă cac mai ales. De dimineață. Cred că toată lumea face asta, adică na, nu știu. Vrei să observi dacă are ceva diferit aparte? Nu știu, e curiozitatea. O mai închisă, deschisă. Dar nu, cred că e inevitabil să nu facă și cineva să tragă un ochi în toaletă să vadă ce face, adică na, nu știu. Jur, eu îmi leg o bendiță la ochi numai că să fac chestia asta. Sau na, după ce te ridici, na, te uiți să vezi dacă e culoarea ok, dacă... Nu a ieșit altceva, mai vreun curcubeu, mai vreo... Na, păi nu cred că sunt singura care face asta. Na, dacă piticii vomită curcubeu colorat, tu de ce să nu faci unul mai colorat așa? Hai țin cea întrebare. Ai fetișuri ciudate? O grămadă. De unde vrei să încep? Lista e lungă. Nu știu, zi unul dintre ele. Un fetiș. Nu știu, îmi place ca o partidă de amor bună să fie întotdeauna în bucătărie. Na. Sau să înceapă de acolo cel puțin, după aia poate să continue unde vrea. Din bucătărie mi se pare că e cel mai... A mie îmi place baia mai mult, deci... Dușul ăla e sfânt deja. Apa aia, care tot curge și nu se mai oprește. Ok, tu urmezi. Întrebarea cu numărul 5? Da. Poziția ta preferată. Hai că trebuie să fie și chestia asta. Da, nu pot alege, că mereu e altceva, mereu există ceva nou. A meu... Una preferată. Prietenul meu le schimbă tot timpul și apar chestii noi, adică, na, nu știu ce să răspund la întrebarea asta. Răspundeți voi, nu știu.
Aștept în comentarii. Dați un coment, dați ceva acolo, o părere. Chiar nu știu. Ok, întrebarea 6-a. Te-a dus cineva acasă rup de beat? Wow, au, vrei să beau, vrei să spun? S-a întâmplat și acum... De fapt, nu s-a întâmplat, că atunci am rămas peste noapte. Eram mai fost capabil să merg, nu de alta. Dar da, știu că am fost la un party în aer liber, un fel de camping cu prietenii și s-a întâmplat ca să bem puțin. Puțin, exagerez. Puțin mai mult. Puțin mai mult. Și parcă, nu știu, nu mai aveam așa un control asupra picioarelor. Ele parcă vreau să facă ceva și eu altceva, știi? Erau, te enervau pașii care îi făceai. Era o concurență între creier și organizarea mea de... Cred că la un moment dat te enerva și pașii care îi făceai. Mă simțeam ca pe plajă, așa, adică, efectiv, parcă mergeam cu picioarele nisip și era... Se învârtea tot la mine, dar e ok. O, Doamne! Ok, turmen. Întrebarea cu numărul 6? Da. Care a fost cel mai stupid lucru pe care l-ai făcut în momentul când ai fost în stare de ebrietate? Sau un lucru spus chiar? Oamenii spun mult, am observat o chestie foarte interesantă. M-a întrebat un prieten, eram într-o gașcă și efectiv s-a uitat la fața mea. Atunci eram și fumată. Nu pot să mint. Și nu aveam... spune nimic de voi, să vă deci mai spune lucrurilor verde în față ca să înțelegeți. E ceva normal, e ceva care cred că oricine o face și dacă ești într-o gașcă e totul mai amuzant. Și mai țin și de anturajul din care umbli. Exact. În anturajul din zilele de astăzi, în zilele noastre. Trebuie să aveți mare grijă. Da. Vă spun din... Nu faceți ca noi atunci. Da. Și na, eram în gașcă, eram la un party de tech. Și efectiv unul dintre prieteni mi-a zis: bă, ce pupile ai. Și eram ceva gen: ce pipulă. Ok. Și efectiv eram ceva gen, ei râdeau de mine și eu nu înțeleg ce, ce... Na. Și nu înțelegeam eu de ce râd de mine. Știi, era un moment ăla. Care-i culmea, adică noi na, suntem ca o soră și ca un frate, dar până și aceeași modalități de a spune lucrurile le avem în comun. Eu, ce răspuns am putut să-i dau unui prieten care m-a întrebat că ce aia în copac? Era un paianjen, așa. Mai mărit cel așa, dar eu ce zic? A coborât tarampula imediat pe mine. Și ăla era, what the fuck? Aia. Deci a mea m-a întrebat de vreo două, ce e aia? Zic, tarampula, nu știi tarampula. Ce chestia aia cu multe picioare care vine așa și te muște? Tarantulă, boss! Tarantulă, dar în starea în care eram, ce nu puteam să exprim bine cuvântul? Și așa, am cu tarampula. Tarampula, fiind de tarampula și te muște. Vai, Doamne! Deci cam așa s-a întâmplat și toată lumea râdea și nu înțelegeam de ce, dar... Ca să înțelegeți cine se aseamănă, se adună tot timpul, always. Deci nu mai există așa ceva. Persoanele care sunt de același gen și aceeași mentalitate, oricum mereu o să atragă. Cheers! Pentru paianjul din tarantula. Hai să facem la video ăsta 100 de like-uri, 50. Nu mă! Nu mă! Hai, da, kinderii mei! Kinder. Pentru mine sunteți kinder, sunteți cei mai delicioși și cei mai drăguți. Dacă dați like, primiți un kinder. Trimite faci și noi cum fac kinder la radio, cu pizza Domino. Faci cu ouă kinder. Trimitem și noi batoane, kinder, ouă, kinder, le trimitem și bă, noi. Bă, ouă kinder, pentru că au și jucării, nu? Da, mă, stai că copiii din... Trebuie efectiv să aibă ceva acolo, un interes. Bă, am primit un ou, dar nu e importantă ciocolata, e importantă ce e înăuntru. Oh, Doamne! A șaptea întrebare. Ce-ai schimbat la mine sau ce te deranjează? Totul. Nu te mai suport. Vorbesc serios. I'm just kidding, nu. Deci, nu cred că am ce să... Și ca comportament, sincer, aș prefera pe ea, nu să am o tipă de aia care... Vai, că mi s-a rupt o unghie. Ba, și mie mi s-a rupt o unghie și a lipit-o cu super glue. Deci la modul ăla. La deci... modul ăla, am văzut și eu. Deci genul ăsta de persoană vă trebuie. Deci eu lipesc cu super glue, las că mai ține 2-3 zile până unul să mi le fac, știi? Normal, adică dacă ești creativ și inventiv, te descurci. Mi-am luat până la urmă și lipici de tipsuri ca să nu fiu tot cu super glue, să mă fac de rușine la manicuristă. Și efectiv mi-am luat... Oare părerea manicuristă?
Chestia asta era așa de bă. A început să râdă împreună cu mine, la modul ăla. Și... Mă, o chestie, cred că ar fi ce-ar schimba la tine părul. Adică, nu știu, de tine mi-a plăcut mai mult așa cum erai cu părul mai lung. Bă, ți-am zis într-o perioadă. Dar crește, e o chestie care se schimbă. Nu vrea să crească, efectiv. Spuneți-mi voi remedii care... Aștept în comentarii, un remediu ca să-mi crească și mie părul. Efectiv, ulei de argan. Am încercat. Ulei de ricin. Ulei de ricin, ulei de argan. Ulei de cocos. De păr. Am încercat tot. Nu vrea, spuneți-mi și voi. Dați un coment, efectiv. Dați un coment jos în videoclip și spuneți-mi și voi ce folosiți voi sau, nu știu, spuneți-mi ce ar trebui să fac ca să poată să crească. Pentru efectiv, mă omoară faptul că eu nu pot să o prind în coadă, nu pot să fac nimic. Deci la modul ăla. Și fără ingrediente de alea secrete. Ați înțeles cu ideea. Ok, tu urmezi. La cât am trebuit să te cred că la așa... 7, da, așa. M-am pus să pun și o întrebare asta cu ce ai schimbat la mine, dar eu deja știu ce vrei să schimbi la mine, așa că nu mai pun, pentru că n-are... Greutatea. Da, e ok, am înțeles, start, chestia asta bună, fine. Las că o să slăbească, e la dietă, face sală, băiatul e. Da, voi știți ce fain e să mâncați toată ziua verdețuri, mă simt ca o capră de aia sau ca o vacă care stă pe... Ai devenit de zis erbivor. Stă pe pagine și m-am molfăie ceva, știi, deci dacă n-aș avea ce gările, care mă mai scot din starea asta din când în când, adică mănânc ceva și nu-mi place, hai să bag o țigară și fumez și parcă are gust după aia, nu știu, așa, oarecum, dar e ok. Ok, haide. Întrebarea cu numărul 7, dacă o schimb pe asta, nu știu, care a fost cel mai neașteptat lucru în momentul când m-ai întâlnit pe mine? Adică, la gen, te așteptai ceva și... A fost contrariu. Bă, nu știu, eu până de când te-am văzut am crezut că ești gay. Mă, mi se pare un pic cam ciudată chestia asta pentru că din moment ce vin cu cea mai bună prietena ta, mă rog, fosta cea mai bună prietena ta, de mână și știi că suntem iubiți, tu să spui, a, pe tipul ăsta e gay. Arătai ca un gay, nu știu, mie nu-mi clădea de că... Că voi sunteți chiar împreună. Eu aveam impresia că ești bisexual, nu știu, că umple da, și cu ăla. Definește-mi, acum și în fața camerei, definește-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine noțiunea de gay. Adică, gay înseamnă normal o atracție diferită. Adică, gen, atracția ta sexuală este diferită față de acelor oameni. Ție îți plac bărbații. Ca să fii gay, să ai altă atracție, dar să-ți plac bărbații. Ce înseamnă pentru tine noțiunea de gay? Stilul vestimentar te referi. Stilul vestimentar și mersul. Mersul. Zici că aveai ceva în fipt. Păi na, eu chestie oarecum nu neapărat bărbătesc, așa că am văzut oameni care merg cu picioarele adunate și parcă zici că le-au lipit cu superglue, bărba ta. Deci mai fost și la altceva superglue, nu asta. Și sunt oameni mai crăcănați acum, na, eu așa am fost învățat să merg. Kind of, sau așa m-am obișnuit eu să merg. Ca o rață, am înțeles. Ca o rață, bine atunci, o să facem până afară, bine o să fiu mac. Bun. Ok. Azi suntem la a 8-a întrebare. Cel mai pervers lucru făcut unei fete? Au, pot să beau? Da. Mai ai? Vreau să mă nec cu întrebarea asta, sincer. Mai am, dacă vrei. De cel mai pervers lucru făcut unei fete? Dacă nu vrei să zici, poți să bei. Nu te oprește nimeni. Bă, nu. Sunt chestii destul de interesante pe care sunt demne de povestit și poate să-i amuze și pe spectatorii noștri care să fie vizionatorii. Nu o să fie nimic cenzurat în videoclipul ăsta, deci... Exceptând tarantula. Adică, na. Mă, nu știu. Suntem liberi la exprimare. Efectiv, cred că am făcut-o pe tipă să se despartă de iubitul ei doar ca să mai aibă pe mine și gen am făcut chestia asta în așa fel încât să pară ca și cum că eu aș fi interesat, dar eu făceam doar pentru că vreau să se despart de tipul ăla și gen i-am făcut apropouri, am început să o alin, să-i fac până că se întâmplă asta și na, ca orice bărbat acum, voi știți doar, kind of. Deci ăsta e cel mai pervers lucru făcut de tine? Care pot să-l spun acum, nu vrei să-i intru în detalii să-i spun că pip și te și... Nu, lasă așa, e limita bunului simț ca să nu... Deci, se înțelege. Na, sunt un om cu multe, multe probleme aici sus la mansardă, dar consider că sunt probleme... Deci efectiv noi nu suntem două persoane normale, cred că ne reușesc în jur de vreo 20 de țigle de pe casă, cred că rămânem fără acoperiș la un moment dat.
E ciudat, pentru că eu săptămâna trecută am vorbit cu unul să vină să monteze alta acoperișca mea, nu mai era. E de mult dus la ultima furtună de amor care a fost, sau cam dus și restul țiilor și a zburat și grindă și tot. Și efectiv a rămas așa descoperit cu cap. Cam îmi exprim din opinie așa, în liberalmente, o spun direct cu față, chiar dacă persoana de lângă mine este jignită sau nu este jignită, dar nu mai țin cont, adică, na. O, Doamne. Asta e, ăsta e fratele tău. N-ai ce, îl accept așa cum e, dacă nu, schimbă, n-ai ce să caută să arăt ce să zic. Ok, tu urmezi cu acea întrebare. Numărul 8 suntem? Da. Oi, deci mai avem două întrebări și noi... Am mers așa de repede. Oh, vreau să mă dureze mai mult, știi, ca în relație, da? Da. Nu, no, durează un an, doi. A opta întrebare. Nu știu, spune, te rog frumos. Dacă vreau să mă uit la fața ta în cameră. Mă, că ai ajuns la perversități. Spune-mi o chestie perversă pe care ai făcut-o unui băiat. E ok, e ok, deci merge. Se înțelege. Măi, eu până acum am băut doar de plăcere. Asta este a noua întrebare. Cel mai mare secret al tău? Ce ușă faină e la pare jure. Și decorațiunea este minunată. Poți să bei, nu-mi trebuie. Mai o gură perfectă. That's it, în cinstea. Deci, s-a înțeles. Tu urmezi, hai da. Numărul 9? Da. Spune-mi un moment penibil de-al tău. Dar în care, efectiv, nu știu, erai obligat de situație să te asumi responsabilitatea pentru ceea ce ai făcut. E bun vinul ăsta, să știți, chiar. Foarte. Și întrebările mele sunt la fel de bune, adică dau direct cu sub înțeles acolo, dar apăs unde trebuie. Mai bine bem, să bem, să ne... Hai să bem. Hai să bem, să fie totul bine. Al 10-a întrebare. Un obicei ciudat sau scârbos? Al tău. A meu, da, mă gândeam că a meu, sau lui fratele meu, sau a tău, sau, mă rog. Na, alții înțeleg ce vor. Montez viu la putere. Da. Lacrima la obitul la putere. Doar că mai stres să umpli. O să-l umpli după. Mă, nu știu. Apa, chiar nu știu. Avem o chestie mai de mult, dar gen de la vârsta de vreo 14-15 ani eram obsedat de, mă rog, de zâmbetul unei persoane. Și știi chestia aia, în momentul când mănânci o friptură de aia, o delicatesă de te lingi pe deși și o mânci ca porcul. Așa. Și îți rămâne carnea aia pe din, știi? Și gen, da, nu e frumoasă chestia aia cu... Îți bagi toată mâna în gură, îți scarpi în dinții. Eu mă duceai prost și foarte nesănătos în același timp. Am aflat după aia de chestia asta. Așa. Eu mă scopeam între dinți, dacă nu aveam o scobitoare, foloseam ori o bannotă, gen cu colțul, efectiv, îmi puneam și îmi făceam ca și la strungă, știi, în freci acolo, așa, ori cu bannota. Ori cu chestia de la telefon, gen aia cu care scoți cartela afară. Gen aveam cheița aia tot timpul după mine, că îmi schimbam cartelele foarte des. Și după aia băgai în telefon ca să schimbi cartela? Nu, să nu înțeleg eu. Prima oară o curățam. E un procedeu destul de lung, adică, na, și mă gândesc. Aia, să îmi scoți și o cartela dintre dinți. Da. Deci aveai cartela aia de dinți și... Ceva. Încercam să o scot dintre dinți. Am rămas fără pe baterie gaz și a trebuit să începem un alt video din nou. Ok. Întrebarea numărul 10. Pam, da. Pam. Urmează să-mi pui. Asta trebuie să fie dauna. Capacul. Sper să mă facă și pe mine să vreau să beau. Obligatoriu. Dar mai am ce. Beau apă. Vedeți? De aia, cum este pe aia. Păi până ajung la sticlă. Întrebarea cu numărul 10, ascultă. Să ți-am pus-o, acum tu urmezi să mi-o pui. Aia era întrebarea cu numărul 10, cel mai scrupos sau... Serios? Ciudat.
Obicei, al tău. Era de cea întrebare, boss. Mă așteptam ceva care chiar să mă facă să îmi doreze. Tu urmai cum ai să pui întrebarea. Ai uitat rânduiala lor. Na, e, o fi vină de vină, e prea bun. Da. Nu știu, spune-mi. Un obicei rușinos. V-am pupat, guys. That's it. Asta a fost cele 10 întrebări, cele 10 răspunsuri. Ne vedem și data viitoare. Sper că v-au plăcut. Dacă mai doriți alături de bro alte videoclipuri, alte challenge-uri, aștept în descriere. Doamne, în descriere, în comentarii de sub videoclip, nici eu nu știu. Ați înțeles voi. V-am pupat, kinderii mei, și ne vedem pe data viitoare. V-am pupat! Încă o chestie vreau să spun, dar te rog. Hai, spune. Fac și eu un promo frumos acum. Mr. Chris Morgan, așa cum mi-a prezentat surela mea, este hairstylist. Îți las camera pentru tine? Aici nu fugi niciunde. Este hairstylist. În domeniu lucrez de vreo 3 ani aproape și acum urmează să-mi fac un salon al meu propriu. Deci îmi fac așa o mini reclamă. Avem și pe Mița aici. Vă aștept la noul meu salon cât de curând. O să vă dau informații pe parcurs. În decurs a 3 luni ar trebui. Și atunci o să fie o chestie super faină, pentru că acolo o să fiu doar eu și o să fie ceva superb, ceea ce este doar în imaginația mea aia cu acoperiș fără țigă. Așa. Deci, dacă vreodată aveți nevoie de un haircut nou sau vreo freză nouă, dați un mesaj frumos și sperarea mea, sau dacă nu vă lasă link cu ea și vă aștept cu cel mai mare drag să vă servesc, să fac un haircut nou. Cam okay. Atât a fost. V-am pupat! Bye!